Nu vorbiți prea mult despre durerile voastre de cap, de spate, pentru că atrageți asupra voastră tot felul de influențe dăunătoare. Și știm și noi, multe persoane în jurul nostru, care numai despre bolile lor vorbesc, adică fac un fel de mândrie din a avea cât mai multe boli și peste tot povestesc despre ele. Când intră aceste persoane într-o cameră, parcă ceva se schimbă, se schimbă atmosfera, devine apăsătoare. Pur și simplu nu poți să-i oprești, pentru că dacă le iei aceste surse de suferință și le rogi să nu mai vorbească despre așa ceva, ei nu mai știu despre altceva ce ar putea să discute. Adică asta este plăcerea lor. Sunt fericiți în nesuferință. Nu vă transformați în acele persoane. Pur și simplu vorbiți despre sănătate și lucruri sănătoase și în jurul vostru vor fi numai vibrații de sănătate și veți atrage binele.